scandal la NAE, după ce Elena Udrea și Alina Bica au fugit în Costa Rica, ambasadorul a fost demis / apelat. Elena Udrea și Alina Bica, două dintre cele mai puternice femei în regimul Traian Băsescu, au fugit din România. Au ajuns în Costa Rica, unde fostul ministru a cerut, deja, regim de refugiat politic. Ambele au condamnat, în prima instanță, cu executare, iar în cazul lui Udrea o eventual condamnare definitiv nu ar putea fi pus în aplicare tocmai din cauza ce ar fi primit statutul de refugiat. Mea i-a avut, zilele trecute, o primă reacție în acest caz. I-a spus că ambasada României, care avea în jurisdicție ei Costa Rica, nu a fost întinat de autoritățile statului din America Central ce Udrea ar fi primit statutul de refugiat. Însă, scandalul a atins pragul maxim în MAE, astfel ce a fost decis demiterea ambasadorului, iar Klaus Iohannis a semnat decretul rechemării. Decret privind rechemarea domnului Ion Mulcu din calitatea de ambasador extraordinar sublinierei plenipotenar ale României în Statele Unite Mexicane, Republica Nicaragua, Republica El Salvador, Republica Costa Rica, Republica Guatemala sublinierei în Republica Honduras. Se arată în decretul semnat de președinte. În iunie 2016, presublinieredintele Iohannis l-a acreditat pe Ion Mulcu, ambasador extraordinar sublinierei plenipotenciar în Statele Unite Mexicane. Ulterior, el a fost acreditat ambasador sublinierei în celelalte state.